Obiceiul darurilor oferite de Moș Nicolae vine de la cunoscuta blândețe a acestuia, mai ales că, așa cum se spune, la sfârșitul vieții, el și-a donat întreaga avere săracilor, fiind foarte milostiv. În tradiția populară se spune că Sfântul Nicolae era un justițiar, de aici și nuielușa, care era un motiv de îngrijorare pentru copiii mai puțin cuminți. Cum s-au pregătit sucevenii pentru Sfântul Nicolae și ce cadouri vor oferi, aflăm de la ei. Aștept cadouri de acum. S-a oferit, nu oferi? Ba da, o să ofer. Spune, mai ai fost cu minte ca să primești cadouri sau vei primi cadou o nuielușă? Eu zic că am fost cu minte. Ce-ți dorești? Sănătate, în primul rând. Și de oferit, cui vei oferi cadouri? Celor dragi. Și în ce anume vor consta? Nu știu, material, mai mult simbolic? Mai mult sufletește. Întrebăm, se apropie Moș Nicolae. Da. Sunteți pregătit? Ați cumpărat cadouri pentru cei dragi? Da, cum să nu? Cum să nu? Cui veți oferi? Ce ați cumpărat? Am 7 nepoți. Să vă trăiască. 3 nepoate și 4 nepoți. Și ce le-ați cumpărat? Ceva simbolic sau... La nepoate îmbrăcăminte, bineînțeles, ciocolată le pun. La dumneavoastră va veni Moș Nicolae? Ați fost cu minte? Să vedem, poate. Ce vă doriți? Sănătate. Da, am fost cu minte, cadourile am primit deja, dar în schimb o să le pun singur în ghetuțe, nu știu dacă o să primez de la altcineva un cadou. Să înțeleg că ți-ai făcut singur cadou. Da, da, bineînțeles. Ce ți-ai cumpărat? Hăinuțe, iar ceva așa pentru sufletul meu, o tabletă. Oferit, vei oferi cadouri de Moș Nicolae? Da, 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 desigur. Ce? Prietenei mele, o tabletă, câteva hăinuțe, dulciuri. Deja cumpărăturile deja le-am făcut. Ce știi despre Moș Nicolae? Da, sau? Este un sfânt, cred că cel mai îndrăgit sfânt de către copii. Începând cu Moș Nicolae, cred că începe, pot să zic, cu adevărat perioada sărbătorilor, în care noi suntem mult, mult mai buni, mult mai darnici și avem grijă de cei dragi și de cei care sunt alături de noi. În legenda Moșului Nicolae se mai spune că ajunul acestei sărbători este considerat ca fiind cel mai important. Atunci se pregătesc darurile depuse în ciuboțele. Dacă la Crăciun cadourile se pun sub rad, acum Moș Nicolae aduce cadouri în ciorăpei ciuboțele și se spune că el coboară pe horn pentru a-și duce la îndeplinire misiunea. Despre această venire a moșului pe horn se vorbește într-o legendă care povestește despre acele fete care erau sărace și care doreau să se căsătorească, astfel că moșul, intrând pe hornul casei, la fiecare le-a dat câte un săculeț cu bani sau cu aur. Vă dorim să aveți și dumneavoastră parte de darul cuvenit.